Ministerul Sănătății pregătește vaccinarea antigripală gratuită pentru 1 milion de persoane. Campania Ministerului Sănătății se va derula ca în fiecare an prin cabinetele medicilor de familie, cele școlare și în unitățile sanitare cu paturi. În cadrul campaniei de vaccinare gratuită vor fi imunizate cu prioritate persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Potrivit experților europeni, pentru acest sezon gripal nu este așteptată o creștere a numărului de îmbolnăviri grave și nici epidemii masive, însă se trage un semnal de alarmă privind protejarea copilului bolnăvicios și vaccinarea gravidei, a declarat doctorul Ceza Molnar, consilier al Ministerului Sănătății. Acesta a mai declarat că în acest moment circulația virusurilor gripale este aproape absentă pentru că nu s-a izolat nimic. În România, dintre cele peste 52.000 de cazuri, doar 6% au fost internate. În acest context, vaccinarea ar putea începe în a doua jumătate a lunii noiembrie, compoziția vaccinului fiind aceeași de 2 ani de zile, cu mici modificări ale subtulpinilor. Ministerul Sănătății recomandă populației ca în această perioadă cu variații mari și frecvente de temperatură să asculte sfatul medicilor și să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor. Potrivit realitatea.net, în România, activitatea virozelor respiratorii este de intensitate joasă, fără răspândire geografică, fără tendință de creștere semnificativă și fără probe pozitive pentru virusurile gripale.